Bună dimineața! E dimineață, e foarte dimineață, e frig, e foarte somn. Încă nu m-am trezit. Suntem momentan pe centura Ploieștiului. Bate un pic soarele, pare că e mai cald decât e de fapt. În momentul de față afară sunt aproximativ 3 grade. Profităm de liniște astăzi și vă spun doar că astăzi mergem până la Brașov, iar de acolo mergem într-o zonă secretă. Foarte puține persoane știu despre acest drum, din păcate. Însă vreau să vă menționez că este primul drum și singurul pe care l-am găsit până acum fără grup. Nu am găsit niciodată un drum atât de bun, atât de frumos și atât de plin de curbe. La fel trebuie să menționez că videoclipurile acestea nu sunt făcute doar pentru motocicliști, pentru bicicliști sau pentru cine vă mai gândiți voi, sunt făcute pentru toată lumea. Drumurile acestea pot fi și ar fi drăguț să fie vizitate de către orice persoană care e pasionată de călătorie, orice persoană care vrea să descopere ceva frumos în România și orice persoană care vrea să-și trăiască viața. Bate vântul cam tare și ne vedem direct la Brașov. Primul lucru pe care vreau să-l fac e să mănânc. Nu am mâncat nimic astăzi. Am spălat motocicleta, am pregătit camerele. Hai să vă arăt și bagajul. Cam așa arată bagajul meu astăzi. Avem aici 3 GoPro-uri, avem aici drona, baterie de rezervă, avem și viziera clară, casca, DSLR-ul cu care filmez acum, încă un GoPro aici pe cască și foarte multă voie bună. Dar înainte de a pleca, hai să vă arăt un mic truc pe care eu l-am învățat de-a lungul timpului. Și anume, în momentul în care te oprești cu motocicleta undeva, dacă e foarte frig afară, fă bine și pune mânușile direct pe propulsor. Nu le pune pe galerie pentru că o să le arzi, dar dacă le pui pe propulsor undeva, unde e fierbinte, dar nu exagerat de fierbinte, în momentul în care bagi mâna în mânuși, o să fie mult mai calde. Cel puțin o să-ți reziste măcar 2, 3, 4 minute până când te pui la drum. Dar gata cu vorba, pentru că ne vedem direct la Brașov. Bun, și acum că am mâncat ceva aici și care sper să mă țină toată ziua, îi dăm ușor, ușor spre benzinărie să alimentăm, pentru că momentan mai avem 3 linii, doar că cu 3 linii s-ar putea să fiu la limită și nu prea vreau asta. Cumva se mai și golește rezervorul, nici nu vreau să-l am plin pe viraje și pe drumul ăla frumos, așa că prefer să alimentez de aici, scap de o grijă și îmi văd de drum. Pentru cei care nu vor să facă asta, aveți benzinărie la Târgu Secuiesc, după care trebuie să mergeți cam 100 și ceva de kilometri până să dați de următoarea, dacă știți că aveți rezervor mai mic sau vă consumă foarte mult motocicleta, mașina sau cu ce mergeți voi, atunci faceți plinul din timp. Nu o lăsați pe ultima 100 de metri, că s-ar putea să aveți probleme cu alimentarea. Cum are drag? Ia n-ai, sunt în Brașov. Acum vara asta am lucrat prin București mare parte. Tot deloc nu te-am văzut. Am venit eu să te caut. Foarte treabă să ai în continuare. Mersi mult, zi frumoasă. Ce oameni de treabă, mă. Partea bună e că cu ce alimentez acum ar trebui să mă și întorc la Brașov. Pentru că da, mergem până într-un loc foarte frumos și ne întoarcem tot la Brașov. Nu e doar drumul în sine, cât e și peisajul frumos. Salut! Și cu plinul făcut ar trebui să am undeva la 300-350 de kilometri autonomie. Deci să mă duc, să mă întorc liniștit, fără să-mi fac probleme de benzină, chiar și dacă deschid gazul un pic mai tare, pentru că probabil o să se întâmple astăzi asta. E imposibil să mergi pe acolo și să nu te bucuri de viraje, să nu te bucuri de curbe și de peisaje. Și ce mă frică cel mai tare e faptul că nu mulți știu despre drumul ăsta. Bine că poți să traversezi munții mult mai ușor decât să mergi pe uitus, pe un drum clasic, care de cele mai multe ori e și aglomerat și prost. Noi în momentul acesta o să facem dreapta spre centura Brașov, o să mergem pe centură. Ideea e că mergem spre Hărman, dar la un moment dat trebuie să avem mare grijă la drum, pentru că nu trebuie să ținem drumul drept. Am făcut greșeala asta odată și m-am trezit în altă locație. Nu a fost neapărat amuzant. Ideea e că nici nu a fost un capăt de drum și să vă arăt drumul cu totul, să vă fie și vouă mult mai ușor să-l găsiți. Iar aici urmăm direcția Buzău, Bacău, Târgu Secuiesc. Ieșim de pe centura Brașovului și trebuie să avem grijă la următorul giratoriu, care e un giratoriu ciudat. Dacă nu l-aș fi știut, m-aș fi încurcat de multe ori. Cedăm prioritatea aici dacă vine cineva. Ținem Târgu Secuiesc, Sfântul Gheorghe, toată direcția aceasta. Trecem pe sub centură și ieșim aici, unde iar trebuie să cedem prioritatea, doar că dacă ne ținem banda, nu ar trebui să avem nicio problemă. Până la Bacău avem 171, până la Buzău 148 și până la Secuiesc vreo 52 de kilometri. Nu e drum foarte spectaculos, e multă linie dreaptă, dar problema e că și pe aici sunt foarte multe accidente, așa că orice ai venit, trebuie să ai mare, mare grijă.
Și acum am intrat în Târgu Secuiesc, iar aici avem benzinării, dacă vrem să alimentăm. E și Lidl, adică poți să-ți iei și de mâncare dacă vrei de pe drum. Cumva ocolim orașul, nu mergem fix prin centru. Partea bună e că văd că și pe aici s-a mai reparat puțin drumul. Înainte era destul de stricat, chiar foarte stricat. Erau cozi imense pentru că se lucra cumva și pe partea cealaltă. Sper să nu mai fie cazuri și acum, că ultima oară am stat jumătate de oră la coadă. Iar la cum se prezintă situația, mare grijă aici la trecere. Cred că încă se lucrează la drumul ăsta. Iar la giratoriu ăsta trebuie să facem dreapta. Și imediat după ieșirea din oraș, la 1 km, maxim 2 km, ajungem la Tânoasa, unde trebuie să facem dreapta și unde eu nu prea făceam dreapta de obicei. Salut! Spre Ojdula, spre Focșani. E puțin mai greu drumul din cauza că sunt mult mai multe viraje. Focșanul aparent de la 118 km. Noi nu ajungem la Focșani, doar că mie îmi place atât de mult drumul acesta încât prefer să mă duc, să mă întorc și să trec tot pe la Brașov, pentru că așa mai dau de niște viraje. Și aici ajungem în Ojdula, care reprezintă un capăt al acestui drum drăguț. Cer de căre pe aici, peisajul e spectaculos, iar noi ne oprim puțin aici, fix la intrare în paradis. Nu o să vă spun mai multe, dar vreau să vă arăt puțin de sus, să vedeți ce urmează. Ok, și ăsta a fost drumul până aici. Acum, într-adevăr, pot spune că am ajuns la porțile raiului. De ce? Sunt o grămadă de viraje, aș spune undeva la 70-80 de kilometri doar de viraje, doar de drum virajat, doar de un asfalt care e aproape ca în palmă. Nu am văzut pe aici niciodată gropi. De aici începe probabil unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Mulți zic Transfăgărășan, Transalpina, Transbucegi, Transrarău, multe transuri, o să ajungem și acolo. Dar eu spun că drumul acesta, pentru motocicliști cel puțin, e raiul pe pământ, dacă ai grijă. Dacă nu ai grijă, s-ar putea să fie exact invers. În fiecare an se moare pe aici, în fiecare an sunt accidente multe pe aici. Eu am avut o căzătură pe aici, din păcate am prins ceva motorină și am căzut. Trebuie să înțelegem că șoseaua asta nu e doar a noastră, e a tuturor. Am văzut doar stând aici cel puțin 3 mașini care au tăiat exact curba aceasta. Tăiat cu succes, trebuie să taie doar puțin, 20-30 de centimetri, cât să ajungă pe banda ta, să te sperie și tu apoi să cazi. Aici undeva e o persoană care, de când a trecut, mi-a dat seama ce a pățit, a supraîncălzit frânele. Avem o urcare acum, după care avem coborâre, după care iar urcare, iar coborâre, iar urcare, iar coborâre. Încă de când intri în primul viraj, îți dai seama că anumite viraje încă sunt pline de apă. Și asta pentru că aici pădurea ține foarte multă umezeală. Avem și câțiva șerpișori. Da, nu e perfect, dar e foarte bun. Se simte că alunecă puțin motocicleta dacă trag de gaz. Dar aici începe o urcare cu câteva serpentine, după care începem să coborăm. Până acolo trebuie neapărat să ne bucurăm de peisajul ăsta. Uitați-vă cum sunt toți copacii: galbeni, portocalii, roșii, zici că iau foc. Sunt viraje pe aici de treapta întâia, dar nici nu vreau să intru prea tare cu a doua. Ideea e că fiind atât de ud, nu se prea încălzesc nici cauciucurile. Și avem pantă de 90%. Uite cum e pe aici. Aici vara, când e cald, fa, Mugello de România. Tot 10% și aici pe dreapta. Atenție mare la șerpișorii ăștia. Serpentină de stânga, serpentină de dreapta și tot așa. Și dacă nu suntem atenți, ne surprinde aceste viraje care se închid, cel puțin din sensul acesta, dinspre Brașov, spre Focșani, sunt câteva viraje care se închid sub tine, nici măcar nu-ți dai seama ce urmează, sunt enorm. Așa că cea mai bună recomandare pe care o pot oferi celor care vin pentru prima oară sau
sunt la început în deara motociclismului, mergeți ca și cum fiecare viraj s-ar închide sub voi. În felul acesta vă asigurați că niciunul nu vă ia prin surprindere. Și cu toate acestea, vă garantez că sigur va fi cel puțin un viraj care să vă creeze surprize. Partea bună la drumul acesta e că e destul de bine semnalizat și sunt destul de multe semne care să îți zică ție că vezi că urmează un viraj. Și uite ce strâns e ăsta, l-am luat cu 50 la oră. O să vă arăt imediat și virajul în care am căzut eu. Motocicleta dansează sub mine, mă joc un pic cu ea, mă oftic totuși că nu e uscat total. Să pot să trag un pic mai tare, dar chiar și așa e foarte distractiv. Și uite, virajul ăsta, de exemplu, pe urcare se închide. Aici a căzut Cristi. Mare grijă pe aici, mai ales pe aici. Sunt foarte mulți urși. Acum am văzut că e și indicator. Una din două plimbări pe aici au fost cu urși. Stau pe drum, sunt loviți de mașini, s-ar putea să-ți iasă și ție în cale. Nu vrei să se întâmple asta. Trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că dacă lovești un urs, ești ca și mort. Aici merg ceva mai încet, pentru că imediat după curba în care am căzut eu, e probabil cel mai urât viraj de pe toată Lepșa, unde dacă nu ai ieșit cu motocicleta pe contrasens, nu ești motociclist. E un viraj de dreapta în coborâre, te ia prin surprindere, nu-ți dai seama că e acolo, nu-ți dai seama ce urmează. Și foarte mulți oameni, dintre cei pe care îi cunosc, au tras aproape drept sau pe contrasens acolo. Asta e virajul în care am căzut eu, fix aici, ba nu, ăsta de aici. Într-adevăr, destul de mulți șerpișori, pare că s-a asfaltat aici și imediat aici pe dreapta. Cred că ăsta e virajul de care vă ziceam. Ușor, ia uite-l. Cât de strâns e totul. Am așa arată pe coborâre. Aici am văzut și mașini pe contrasens. Tocmai de aceea nu e bine să tai virajul. Așa mai avem, cred că 40 de kilometri, poate chiar mai mult. Dar o luăm ușor, ușor. Hai să vă arăt un pic cum se vede totul de sus. Deci am stat aici câteva minute, m-am mișcat un pic cu drona. Ce se vede de sus e absolut fără cuvinte. Dar totuși, uitați-vă puțin cum se vede tot ce e aici. Primăvara mi se pare că nu e atât de frumos pe aici, pentru că nu ai toate aceste peisaje. Dar vara și toamna trebuie să vii cel puțin odată pe drumul acesta. Și vă jur, cât stăteam și filmam cu drona, mă uitam la oamenii din mașini, nu se grăbeau. Efectiv, oamenii mergeau atât de încet și se uitau în stânga și în dreapta și pur și simplu se minunau de peisajul ăsta. Uite-te cum se vede aici. Și asfaltul ca asfaltul, da. Uite
aici peisaj. Exact cum ziceam, din când în când mai dai și de mizerie pe aici, de la drumurile secundare, dar de așa ceva nu dai în fiecare zi. Și până la Focșani de aici par să mai fie 90 de kilometri. Și probabil nu se vede, dar o să vă arăt din dronă. Drumul a venit așa, pe aici, continuă în față, se vede cumva pe acolo, se vede cum coboară în valea aceea și apoi continuă. Și credeți că toată distracția asta s-a terminat? În niciun caz. Hai să vă arăt ce începe de aici. Trebuie să curăț întâi cauciucurile, să le las un pic să se încălzească din nou, la fel și frânele, pentru că am stat destul de mult, s-au răcit, nu mai am aceeași aderență. Uite aici, e cred că cea mai proastă zonă de pe Lepșa și vă imaginați că dacă asta e cea mai proastă, vă dați seama cât de bune e restul. Partea cea mai proastă la acest drum este faptul că, la fel ca orice alt drum prin zone muntoase, vremea este foarte schimbătoare și se poate schimba de la o clipă la cealaltă. Acolo e destul de norat și s-ar putea să vină și puțin ploaia. Sper să nu fie cazul de așa ceva, dar e foarte posibil. Așa că dacă vreți să veniți cu bicicleta, cu motocicleta, pe jos și vreți să stați, e bine să vă luați niște haine ceva mai groase și poate chiar o pelerină de ploaie. Și aici mergem destul de ușor, pentru că fix aici a murit un motociclist, cred că anul trecut, culmea, într-un accident tot cu un motociclist. Motociclistul care a murit a urcat, a pierdut fața pentru că virajul se închide, a intrat într-un alt motociclist care, dacă mi-aduc bine aminte, era paramedic, l-a ținut în viață și l-a ajutat cât a putut și el până când au venit restul de ajutoare, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic, băiatul a murit. E trist că lucrurile acestea se întâmplă, dar tocmai de aceea trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Acum avem o zonă de coborâre, mergem destul de mult la vale, după care mai începe o zonă de urcare și ajungem și la cascadă. Ajuns în Lepșa, unde dăm de mulți copii prietenoși. Mergem încet pentru că pe aici mai sunt oameni, fiind o localitate absolut normal. Găsiți foarte multe cazări dacă vreți să rămâneți peste noapte, dacă vreți să vă plimbați prin jur, dacă vreți să explorați natura asta extrem de frumoasă. Și aici undeva, fix în virajul ăsta foarte strâns, e cascada Putnei. Am mai fost o singură dată aici, dar nu mai țin minte exact. Dacă mi-aduc bine, bine aminte, am coborât pe jos, pe undeva. Uite pe aici, cred că se coboară. Să le pun doar așa, cât să stea aici. Pentru că oricum le pun la loc pentru întoarcere, că mai avem ceva de filmat. Ce credeți, că se termină atât de ușor totul? Coborârea e ok. La oricare e mai greu. Și partea proastă e că... La fel ca și cauciucurile și ghetele mele alunecă pe frunzele astea. Dar că se vede extraordinar de frumos. Oh, da, mult mai drăguț. Pericol de cădere și înec. Oh, da, ce frumos e aici. Cât de tare. Hai să mergem mai la vale un pic, să vedem dacă mai e ceva. Se vede foarte drăguț.
Gata și cu cascada și continuăm cu Lepșa, pentru că mai avem și deja e târziu. E 3:40. Am intrat pe Lepșa, cred că era 1, și de atunci tot ridic drona, tot filmez. E foarte frumoasă zona asta, a fost foarte frumos și la cascada, și acum dăm de un tunel și evident. Asta e un viraj foarte special, pentru că aici învățasem acum, cred că vreo 5 ani, să mă dau eu cu motocicleta. Venisem cu naked, cu book traffic pe aici și efectiv dădeam tură de, nu știu, 30 de viraje și învățam să aplecăm motocicletele mai mult. Și așa am început să ne alergăm, așa am început să înclin motocicleta mai mult, acolo am prins eu curaj și după aia am exersat din ce în ce mai mult până când mi-a ieșit din ce în ce mai bine. Pe drumul ăsta cred că fiecare viraj are o amintire. Aici era să cadă un prieten, 3 viraje mai jos alt prieten. De mult n-am mai prins o zonă atât de frumoasă. Și uite ce frumos e cu frunzele astea, chiar dacă alunec. Cât de bine e. Aici este, aș spune eu, aproape capătul. Hai că mă opresc mai jos, pentru că vreau să vă arăt serpentinele. În mare parte oamenii se mai opresc și pe aici. Este splendid totul, exact cum am zis. Uitați-vă un pic în stânga, în dreapta. Nu ai cum să nu te îndrăgostești de un așa drum. Uitați cum sar frunzele de la tirul ăsta. Mai mare dragul să stai în spatele lui. Deși nu-mi place să stau în spatele tirurilor. Câți kilometri am făcut până aici? Păi, sincer să fiu, habar nu am. Cred că sunt undeva la vreo 50 de kilometri de serpentine până aici. De aici drumul continuă spre Focșani. La fel, cred că mai sunt vreo 60-70 de kilometri până la Focșani. Drumul e foarte frumos și încolo, doar că nu mai e atât de plin de viraje. Mai sunt viraje, drumul nu e drept, sunt foarte puține zone cu drum drept, dar nici asfaltul nu mai e atât de bun. Pentru mine e târziu, eu aș vrea să mă întorc pe Valea Prahovei în seara asta și tocmai de aceea o să mă întorc și o să merg tot pe Lepșa. Mie îmi place mai mult sensul dinspre Brașov spre Focșani, dar nici invers nu e rău. L-am făcut și dintr-o direcție și din cealaltă și pentru mine a fost ok în ambele feluri. Dacă nu mi se răstoarnă vreun camion în cap astăzi, sunt cel mai norocos. Ăsta e drumul, asta e Lepșa. E unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Mie mi se pare absolut spectaculos felul în care este asfaltul, felul în care poți să mergi, felul în care poți să te înclini, felul în care poți să câștigi puțină încredere. Cu toate că, dacă ne uităm un pic aici, cu așa ceva, nu prea prinzi încredere. Am ajuns la Tulnici, care e aproape capătul drumului bun. De aici poți să continui spre Focșani fără nicio problemă. Este ora 16, o să se întunece în 2 ore. Se întunecă când ajung eu la Brașov. De acolo știu drumul la perfecție până la București, așa că n-am nicio problemă. Dar până acolo o să pregătesc și celelalte camere și o să vină un videoclip special. Cât despre drumul acesta, ce pot să zic? Trebuie vizitat neapărat, trebuie să vii pe aici, trebuie să te plimbi, trebuie să vezi ce am văzut și eu astăzi. Nu să mă crezi pe cuvânt. Cele mai frumoase
6 perioade de obicei pentru a veni aici. Aș spune eu iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie, cam în ordinea descrescătoare le-am pus. Octombrie și noiembrie cred că sunt cele mai frumoase luni în care poți să te bucuri de peisajul ăsta. Sunt foarte mulți pomi, e foarte multă pădure și asta înseamnă că sunt foarte multe frunze care se usucă. Dau o nuanță și o coloristică lucrurilor din jur, ca din povești. Ce pot să spun mai mult e că m-am distrat maxim, am obosit, nu e genul de videoclip pe care să-l fac, îmi place la nebunie să fac seria asta de videoclipuri. Îmi dau seama că am fost aproape în toată România, știu aproape toate drumurile din România și nu vi le-am arătat și vouă. Și tocmai de aceea am început seria aceasta. Vreau să vorbesc cu voi, să vă povestesc și să vă arăt cele mai frumoase drumuri și cele mai frumoase peisaje pe care le poți găsi în România și nu numai. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți și mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor.